Producătorul avea o cantitate de 200 kg de tomate adunate în vederea comercializării, lucru care se va întâmpla peste 4 zile, deoarece acum nu sunt suficient de coapte. Noi am procedat conform procedurilor în vigoare, prelevând 10 unități de tomate, echivalentul la 1 kg, am sigilat proba în fața producătorului. Care aici sunt 7 probe prelevate de la producătorii agricoli și de la două societăți, întreprinderi familiare. Acestea se duc la laborator pentru analiză